Alexandru Daniilenko. Eu nu fac parte din business, sunt director la un centru de plasament pentru copii și totodată deci, fac supervizare la 7 proiecte de ajutorare a copiilor nevoiași în Republica Moldova. De aceea, fiind director, am considerat că este nevoie ca să particip la acest curs, deoarece este un curs pentru director. Pentru mine, dezvoltarea personală prezintă un punct destul de important în viață, din cauza consider că orice persoană trebuie să se dezvolte permanent. Deci că trăiești, trebuie să-ți pui mintea în dezvoltare. Deci ca și orice sportiv își dezvoltă mușchii, așa și persoanele care se ocupă cu conducerea, cu managementul, trebuie să dezvolte, să simte pulsul vieții, care sunt noile metode, ce putem folosi și să învețe atât de la persoane care au ajuns undeva. De asta consider că a fost un curs de studii bun pentru mine, am luat multe lucruri, am văzut persoane care au fost deschise, care au spus lucruri posibil personale din viața lor, cum ei conduc. Sper că au fost persoane care au spus lucrurile pe față, nu numai ce dorim să auzim, dar ce real fac, ca și noi să putem lua și aplica în practica noastră de conducere. Și de asemenea am văzut deja unele de metode care au fost propuse la acest curs, deja am încercat să aplic în organizația pe care o conduc. Sușalina a spus că e una din metodele a fi fiecare zi ca persoanele să prezinte ce ar fi dinlocuit sau ce am învățat nou. Deci n-am introdus chiar în fiecare zi din primul pas, dar am făcut că la întâlnirile noastre săptămânale cu staff-ul, tot personalul, atât pe departamente cât și fiecare în parte, prezintă lucrurile care trebuie dinlăturat din partea de lucru, ce trebuie de îmbunătățit și ce ar fi bine ca unde el personal sau unde departamentul întreg doresc să dezvolte pe viitor. Deci asta am aplicat deodată după, deci în prima zic că am avut această întâlnire după training. Chiar dacă la noi nu există cifra de afaceri, că nu lucrăm ca câștiga bani, dar lucrăm ca să aducem un serviciu cât mai calitativ persoanelor cu care lucrăm și în orice domeniu de asistență socială, deci noi se lucrează cu oameni. De asta, deci calitatea serviciilor trebuie să fie și poate și mai mare, că nu o facem pentru bani, facem pentru a investi în oameni, a ajuta pe oameni. Deci eu n-am găsit nimic care să fie, uite, noi din asistența socială nu putem lua acest aspect al cursului și să-l aplicăm la noi. Desigur, să mărim cifra de afaceri, dar la noi cifra de afaceri este altceva. Deci este rezultatul, la noi rezultatul puțin e mai greu decât la moment, că persoanele în care lucrăm dau rezultat peste ani, posibil, câteodată. De asta eu cred că nu contează din ce domeniu tu ești, cel puțin de la domeniul care fac parte din asistența socială, consider că este foarte nevoie ca directorii, conducătorii să participe la așa un fel de curs pentru dezvoltarea atât personală cât și a echipei pe care conduc.